Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod. Asta nici cam un Transformator 19 și, după cum ați văzut în titlu, urmează să vindem paleții de Doritos. Și nu o să mai iau celălalt tir, fiindcă ăla este la mama naibii, este în partea cealaltă a hărții, în caz că vă întrebați, și mergem cu acest Tara. Pretty nice, ok. Asta e un tir din joc, n-am mai băgat eu cine știe ce moduri complicate și așa. Fiindcă de obicei mie să nu aibă erori sau... Ok, o să luăm remorca. Deci fie e premieră pentru asta, este prima dată când intră în fermă, deci... Până acum nu l-am adus pe aici. Deci nu știe locul. Hai că am intrat și eu foarte frumușel. Bun. Bă, dar asta mi se pare incredibil de ciudățel, adică este mare, mă. Chiar fucking mare. Nu l-am comparat cu... Scania, să vă cum e, dar, nu știu, pare ok. Pare fucking ok. Nu știu. Bun, hai să mergem. Nu mai știu câți paleți am acolo. Bă, uite că am ceva. Ești nebun? Da, nice. Ok, să băgăm un U. Și cred că o să intru pe partea a... No, n-am cum să intru pe aici. Că este acel Manitou sau cum ai să numi. Hai încă unul, încă unul, încă unul, bun. Deci tu aici pe paleți, par trebui să scot ceva. Dar acum hai să văd unde se vinde cel mai bine, că m-am uitat puțin înainte, 1800 la... Nu știu, Andreea restaurant, ok, unde e asta? Ma, deci mergem în sat, băieți, prima dată când mergem în sat. O să mergem și după, așa cu Mersanu, să vedem și pe acolo, dar deocamdată... A, nu, eu pe acolo, eu pe aici, ești nebun, nu stau să o colesc. Dar ce-s prost? Ok, da, deci trebuie să mergem pe drumul spre... ăsta. Drumul spre nebunia de shop, după continuăm tot acolo și aia. Mă, deci, îmi place cum arată asta, chiar dacă e adăugat din joc, uite. Aoleo. Deci de la minge aia, mă? Da, mă, de la minge. A, nu, nu e de la minge, nu e de la minge. Ce naibii, mă, deci, nu știu, s-a băguit nebunia aia de shop când l-am vândut. Da, s-a întâmplat. Eu mai am aia în spate, mă? Da, a, stai așa că am mai luat niște paleți, ești nebun? Ce să ia? Ce să ia? Ce pui, mă? Ăștia-s de fertilizant, ok. Ai jos cu ei. Ok, lasă aici, nu știu de unde i-am luat sau ce, dar... I-am luat, ești nebun. Bine că nu m-am dus cu ei, că trebuia, oricum mă întorceam acasă, dar... Ok, hai să pornim, în sfârșit, că cam stăm de ceva timp. Ok. Mergem așa, frumușelus. Apropo, încă n-am terminat de forestry, de făcut forestry, adică de tăiat toată pădurea aia de la... Oarecum zero, că am mai făcut câteva episoade cu forestry-ul. Și poate în episodul de astăzi mai face niște forestry, mai tem puțin copaci pe acolo, că încă mai am scorpia închiriată și... Na, de ce nu? Bun, uite acolo este prima remorcă cu lemne și mai avem de umplut încă 5 sau nu știu, să le umplu, calmea, fac acolo mare trenulețe, ești nebun? Ok, haideți că aproape am ajuns, de-abia suntem la shop, dar na, mai avem. Uite, în partea aia acolo sunt remorcile pe care trebuie să le umplem cu lemne. Și e foarte mișto cel. N-am fost niciodată pe aici, sau am fost gen la începutul hărții, dar nu mai țin minte, chiar nu mai țin minte. Hai să mergem și noi, fuck it, regulamentar. Ok, aici, cum arată aici? Mișto, este așa din interior, ești nebun. Uite, sunt și oameni, ca lumea. Ok, hai să intrăm. Îmi plac că ai loc, uite un teren de fotbal, wow, ok, nu mai așteptam asta. Se vând, da, se vând. Am uitat să le pun kingile sau autoload-ul, wow. Ok, să le vând și pe alea în spate. Ok, cât am scos? 54.000, wow, eu, bă, e bine, n-am ce să zic. 54.000 plus cu nebunile astea pe care am scos, 25.000, 70 ceva de, de fapt, 79.000. Wow, nu mă așteptam. Ok, de 79 de fucking mimo? Pe 12 paleți? Serious? Wow. Ok, hai să ne întoarcem acasă. Ok.
Hai să mergem așa pe banda noastră. Mamă, deci îmi place super mult volanul ăsta de la Tara. E super mișto. Ok, hai să mergem. Am oprit puțin între timp pe drum să văd... să văd mai nimic. O lăsăm așa. Ok, deci ăsta prinde 83 km pe oră. Acest Tara magnific, mamă, magnific. Ok, de asemenea să nu uitați să vă abonați și să dați like la videoclip, în caz că n-ați făcut-o deja, dacă ați făcut-o sunteți mare barosani. Și da, cam tot am avut de spus. Becul, 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 becul. Le-am luat? Nu le-am luat, ok. O să las, mamă, ce mă enervează acel șop păguit, mă. Da, de-abia, cred că o să ne mutăm ferma după ce fac forestry-ul ăla, fiindcă deja cred că o să fac milionul. Deci deja o să fac milionul când o să vând pădurea. Ok. Da, cu 200 de mii fac 600 de mii și între timp ce mai vând eu niște cultură, niște făină pe acolo. Ouăle. Uite ouăle acolo cum mă așteaptă. 5.000, dacă vindem cu 5.000 sau cu 6.000, suntem zei, bă. Păi eu știam, bă, 5.000 preț, mă. Wow. Fucking wow. Uite, pe aici e loc să te arunci în râu dacă vrei. Care-i super... am uitat cu control. Ok, hai să mai facem niște forestry între timp. Ok, hai să luăm o remorcă. Așa. Iau pe asta de aici. Nu, 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 nu. Ok, ușor, 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 ușor. Băgăm un Q. Q din nou. Hai să desfacem. Pretty nice. Dar cum asta o să o las aici pe bară, că noi o să ne băgăm la Scorpio. Ok. Băgăm un tab. Uite fendul, uite fendul, uite fendul, fendul, fendul. Ce mișto e. Păi să-i dăm un tunaj la fen. Vreau să-i schimb grila din față să fac negru. Fiindcă, na, de ce nu? Ok, băgăm și un repair dacă tot suntem aici și un customize. Grila, na. Nu merge să-i schimb grila? What? Nu merge. Trebuie să fie pe aici. Ah, da, uite. Nice. Yes. Bam. Grila neagră, băiatul. Grila fucking neagră. Ok, las aici. N-am treabă că... Bun. Hai să dăm un tab până ajungem la Scorpion. Please. Uite, ăsta e la mama naibii, trebuie să-l trimit acasă. Stați așa, să-l trimit acasă. Home, du-te băiatul meu. Ok, se duce. Pretty nice. Ok, scorpie, care scorpia mea m-a lăsat cu boșteanul nefăcut, mă. Cum nimeresc eu mai cu buștenii ăștia, mă? Cum? Ok, ne lăsăm pe călcăie și mergem foarte, foarte ușurel. Să nu ne rupem gâtul. Hai că ne rupem gâtul dacă e. Cum ar fi să se adauge în 21 să poți să mor, mă? Gen, să-ți bage damage din astea. Cum ar fi fost? Cel puțin pentru mine ar fi super fucking interesant. Am asta numele. Ok, văd că nu prea merg. Hai să o tai de aici. Bam, ok. I-am tăiat capul ăla acolo. Și mai trebuie crenga asta care mă... Am o tai o măsa. Așa. Nu zic că am făcut vreo prostie, că... Nu, n-am făcut, n-am făcut, n-am făcut. Ok, hai să-l tăiem acum la... Fucking... What the fuck, m-am urcat în copac. Bam, aici, hățuna. What, l-a tăiat. Ok, nu mă așteptam asta. Ok, văd că merge aici. Bam, una. Aici am. Hai mai aici. Bun, aici. Ok. De acolo cam pe aici. Uite că l-a s-a uzat vale, ești nebun. Bă, băiatul. Ok, stai, s-a oprit, s-a oprit, s-a oprit. M-a auzit cum strigam după el. Uite, bă, că aici dă mai greu, ești nebun. Nice. Și cred că mai tăiem de vreo două ori. Odată aici. Mamă, și aici tai grup. Mișto. Mișto că au gândit-o așa, știi? Gen să tai mai greu. Mamă, aici și mai greu. Wow. Ok, hai să întorc puțin invers și să-l tai pe asta. De aici.
fiindcă e mare și dacă o să vin cu tirul, mă fac eu naibii, ești nebun? Trebuie să mai tai odată ăia asta, așa, bam, te-ntorci, please? Man, nu vrei? What? Stați așa puțin. Mouse-ule. Da, văd că nu vreau. Ia băgăm un tab. Cred că s-a băguit. Cred că e lăguit. Sau, bă, nu, e băguit, pardon. Că am ieșit puțin, fiindcă mi-a dat o fucking... Ba, da, uite. Uite aici, bam. Ok, și de data asta, drujbă. Please, drujbă. Mă, ce pui mie, mă? Da, nu știu ce s-a întâmplat, da, s-a întâmplat. Ok, o lasăm așa. Pa, aici, haide că văd că mai am unul. Pătălea aici, așa. Și... hai să deschid brațele. Hai să trag mai sus. De fapt, nu. Așa. Bun. Îl deschidem acele brațe. Fucking brațe. Și acum venim foarte frumos shell. Să tăiem copacul. Ia stai și. Bun. Ia-l în brațe. X. Au, ce strâmzând. X acum. Ok. Hai să-l dăm jos. Bun. Mamă, cât aia ăsta. Cât aia e, tăticule. Uite ce e acolo, e o casă, what? Mișto, mă, mișto. Nice. Bun, deci trebuie să mai facem niște forestry. Să tăiem aproximativ toți copacii ăștia, fiindcă... Nu știu dacă să-i tai pe toți, dar îi voi tăia cum ar veni. Uite, pe aia am lăsat pe acolo. Trebuie să vin și să-i tai, ești nebun? Fie, mă arunc, să mă arăgi toți. Mă rog, geluț, mă arunc. Cuț. Mamă. Ok, hai să-l iau și pe ăsta micu. Să-l mai să-l tai cu drujba. Fiindcă e fucking mic. V-ați prins? Da. Bine. Văd că merge de aici. Merge și de aici. Ok, trebuie doar să mă las pe călcâie. Cade. Ok. Hai pe călcâie frumos. Și el. Ok, merge. Băi, e mare, mă, ești nebun? Hai să-l trag puțin. Hâț, ai încoa. Sunt foarte puternic, nu-i așa? Pe de-acum. Uite, de aici, încă o dată. Și de aici, încă o dată. Și de fucking aici, încă o fucking dată. Bam. Merge. Acum trebuie doar să-l mai văd eu când îl iau, știi ce zic? Ok, uite, mai avem aici niște copaci și văd că unul este foarte mare. Hai să deschid iar brațele, că aparent dacă ies dintre asta, se închid brațele și se închid, fiindcă, na, și știu de ce. Nu am motorul, dacă l-aveam pornit, n-aveam nicio treabă. Merge? Mai încolo. Ok, văd că l-a luat. Hai să trag în partea asta. Să-l duc mai în față. Ok, îl trag puțin mai sus. Bă, cu asta nu e nicio problemă. Cu cealaltă mică, nu știu dacă v-ați uitat la episodul anterior, puteți să vă uitați dacă vreți. Ops, probabil o să fie la sfârșitul videoclipului. Nu promit nimic, dacă îl pun, văd. Fiindcă n-am mai uitat așa și decât să promit, mai bine o las așa și... cu aia era greu, mă. Deci chiar era fucking greu să fac cu aia. O treabă era... Wow, era... Nu știu, n-am niciun cuvânt. Dar puteai să faci treabă cu ea dacă aveai o pădure mai mică sau așa. Dar aici... Nu, n-ai cum. Ok. Îl pun... Uite aici, în partea asta. Băgăm un X. Uite, mă, că ăsta e mare, mă. Hai să-l trag în sus. Ca să nu mai am probleme. Și după va trebui să vin eu cu tirul și să mă... O să fie o mare fucking dureluță în fundul anului. Ok. Nu mai tai încă o dată și aia fucking a fost. Ok, să-l iau și pe ăla din față. Uite cum am rămas cu el. Ești bun? Ok. Uite, săgeata aia mă enervează, mă. Ia uite. Bă, tu ești nebun! Ok, am dat aici pe farming.
GG for me, nice. Ok. Mai in fata, mai in stanga, mai in fata, mai in fata. Ok, l-a luat. Nu stiu cum l-a luat. Bă, hai sa-l pun lângă ăsta alt aici. Ca să nu uit de el. Si îl ridic puțin mai sus. Că până e mic și poate îl văd, știi ce zic, dar oricum nu cred că o să uit de el. Ok, hai să mai tăiem câțiva. Ia din interior. Mamă, hai să ridic puțin. Ok, deci ce n-am mai făcut forestry în interior de mult? Și nici nu știu dacă am făcut prea mult. Ok, mai în față. Un X. Auta. Ok, și îl las aici. Ok, ăla văd că iar a terminat semințele. Ok. Hai să le ridic mai sus. Ok, uite-mă cu e mare, mă. Ok, wow. Nu mă așteptam la asta. Mai avem, mă? Bă, mai avem, aparent chiar mai avem, wow. Ok, un C, că vreau să văd și pe unde, mă. De fapt, hai, mă, din interior, mă, dacă o facem, o facem calm, ești nebun. O lăsăm jos de tot. Bun. Sper doar să nu se audă mouse pe fundal sau ceva de genul. Ok, în față un X. Oh my god. Și las, nu știu, să las hiding încă. Ok, uite aici, fiindcă văd că sunt mai mulți. Îl tăiem. Ok, eu îl tai la 6 metri, fiindcă așa mi se pare cel mai ok. Acopă celul, mă. Cât acopă celul, bun. O să trebuia să mă ocup eu asta de toată pădurea asta off-camera. O, uite, avem și pe sus acolo. A, avem pe aici, putem să ne uităm oriunde, ești nebun. Calmă. Ok, hai să mergem și să umplem lui ăla tank-ul. Iar ai rămas, bă, băiatul meu, fără, da. Deci dacă vreți să faceți treabă, nu luați așa ceva. Doar dacă aveți terenuri mici. Puteam să-l iau pe ăla altul, să-l pun, dar... nu știu. Chiar nu mai știu. Bun. Ok, deci nu mai avem nici benzină. Aproape nu mai avem nici benzină la el. Și nu e ok. Îl umplem, după care îl duc înapoi și... da, cam atât. Cam atât cu episodul ăsta, deci, da. Și de asemenea, să nu uitați să dați pe butonul de like și de subscribe dacă n-ați dat încă, deci sper să îl dați, băieți, că altfel nu iese urât, nu iese frumos, nu iese urât. Ok, glumesc, dați dacă vreți, dacă nu, dați ce vreți voi. E strict opinia voastră și părerea voastră. Ok, băgăm un N să se strângă acolo nebunia de... Asta cred că trebuie reparat, că văd că s-a cam luat culoarea pe ea. Da, uite, s-a cam luat culoarea. Na, cu utilajele astea de la Horse, ce să zic și eu, aș vrea ca să-mi iau, cum ar veni pe la sfârșitul seriei sau ceva de genul, să îmi iau cum ar veni tractoare de la clas și mai toate lucrurile de la clas. O să caut multe moduri de la clas și o să le adaug. Chiar asta vreau să fac. Îmi place super mult clasul, cred că este una, nu, este cea mai... place cel mai mult dintre toate mărcile. Ok, mai băieți, cam cu acest episod. Sper că v-a plăcut. De asemenea, să nu uitați pe buton de, să nu uitați să dați pe buton de like și noi ne vedem pe data viitoare.